Am primit mai multe întrebări de la voi referitor la ce fel de servicii ați putea oferi ca și freelancers. Și, după cum vedeți, sunt pe site-ul fiverr.com și o să facem un tutorial să vedem exact care sunt, aș spune eu, principalele servicii pe care le puteți oferi și, bineînțeles, și unele secundare. Mulți dintre voi o să spuneți, bun, dar eu nu am acele skills, nu știu să fac anumite lucruri. Și tot timpul răspunsul meu este, dacă abilitățile care le aveți nu corespund cu serviciile principale care sunt oferite și cele mai profitabile servicii, ca să spun așa, atunci va trebui să cheltuiți puțin timp, s-ar putea să trebuiască să cumpărați un curs pentru a dobândi acele abilități de a putea fi mai târziu în poziția în care să puteți oferi acele servicii mai valoroase. Din punctul meu de vedere, lucrul sau serviciul cel mai valoros pe care l-ați putea oferi este abilitatea de a rula campanii de marketing pentru o altă firmă. Nu contează, contează și industria, dar o să povestim despre diferitele industrie și diferitele metode într-o altă lecție. În schimb, e foarte important să înțelegem cel mai mare ROI, Return on Investment, pentru un proprietar de afacere, când angajează un freelancer, este abilitatea acelei persoane de a aduce mai mulți clienți acelei firme. Și motivul pentru chestia asta e destul de simplu. În momentul în care cineva poate plăti o anumită sumă și voi puteți să-i aduceți mai mulți clienți acelei firme, bineînțeles că ei vor vrea să vă plătească la nesfârșit, da? Cu cât mai mulți clienți puteți aduce unei firme, cu atât mai mult ei ar fi dispuși să plătească. Acum, bineînțeles, contează dacă aducem un client într-un restaurant care poate valora, nu știu, 100-200 dolari pe lună, sau aducem un client unui dealership care vinde mașini, unui dentist, unui chiropractor, da, deci sunt mult mai multe industrii pe care ne putem baza. În schimb, fiecare industrie are plusuri și minusuri, bineînțeles, da? În unele e mai greu de ajuns, în unele e mult mai greu de trecut de gatekeeper și așa mai departe. Vom povesti despre chestia aia într-o altă lecție. Acum suntem pe Fiverr și hai să vedem o mică căutare aici. Dacă intrăm, avem cele mai mari categorii: graphics and design, digital marketing, writing and translation, video and animation, music and audio, programming and tech, business, lifestyle, industries. Și apropo, ați mai fost câțiva care m-ați întrebat dacă engleza este necesară. Bineînțeles, puteți fi un freelancer și în România, în schimb, trebuie să ne gândim în mare parte unde este cererea cea mai mare de freelancers. Și, bineînțeles, România fiind o țară cu aproximativ, nu știu, 17-20 de milioane de locuitori, nu mai știu exact care e numărul proprietarilor de afaceri, cel puțin cel declarat. În schimb, în Statele Unite, doar în Statele Unite, nemai luând în considerare Canada, Australia, Marea Britanie și așa mai departe, doar în Statele Unite sunt 330 de milioane de oameni. Bineînțeles, se vorbește aceeași limbă. În momentul în care adunăm și țări ca și Canada, Australia, Marea Britanie și așa mai departe, ajungem la încă o dată numărul respectiv, da? Deci, dacă vorbiți limba engleză, nu neapărat trebuie să o vorbiți la telefon sau printr-un video, ajunge să puteți face o comunicare prin e-mail. În schimb, dacă aveți cunoștințe basics de vorbit, ajută și mai mult. Deci, după cum vedeți, astea sunt cele 9 mari, ca să spun așa, categorii. În schimb, avem subcategorii. După cum vedeți, la Graphics and Design avem Logo and Brand, Logo Design, Brand Style Guides, Illustration, Tattoo Design, Portraits, o grămadă, o multitudine de sub-industrii și subcategorii: Photoshop, Presentation Design, Infographic, Vector, o grămadă de lucruri aici care se pot oferi ca și servicii. În schimb, eu sunt de părere că cel mai mare ROI, cel mai mare return on investment, îl puteți avea în momentul în care puteți oferi una dintre astea de aici. Și, ca să spun așa, ar fi social media advertising, marketing strategy, content marketing, email marketing, SEM, e una printre cele mai puternice, local SEO,
ajută, dar e ceva care e mai greu de oferit, rezultate imediate. De obicei, un proprietar de afacere, dacă vrea clienți, îi vrea destul de rapid, îi vrea în câteva zile, îi vrea în câteva săptămâni. SEO este ceva care durează mult mai mult de câteva săptămâni, câteodată 6 luni, dacă nu și mai mult. Podcast marketing este ceva destul de nou și foarte, foarte căutat, pentru că o grămadă de podcasters apar, o grămadă de podcasturi sunt lansate săptămânal, zilnic chiar. În schimb, foarte mulți se lovesc de un blog care nu reușesc să treacă mai departe într-un anumit număr de episoade. Music promotion, web traffic. Music promotion, nu sunt un foarte mare cunoscător al platformelor. În schimb, SoundCloud și iTunes sunt principalele pe care, și Spotify, bineînțeles. Spotify și iTunes, de fapt, sunt cele mai mari. În schimb, ne vom concentra pe câteva din cele care sunt aici. Deci dacă intrăm pe social media advertising, social media advertising practic înseamnă... uite, Fiverr, de fapt, a și creat unele categorii. Dacă știți să oferiți strategy and planning, analytics and tracking, ad setup and management. În momentul în care putem oferi strategie, deveniți un consultant, nu mai sunteți doar un simplu implementator. Ad setup and management, asta e practic definiția clară a unui freelancer care implementează lucruri. Strategy and planning, devenim clar consultanți, pentru că instantaneu le putem oferi o strategie acestor oameni, nu doar implementarea, în care practic strategia de cele mai multe ori este mai scumpă decât implementarea în sine. Analytics and tracking practic merge hands in hands with ad setup and management, dar în momentul în care le putem oferi toate trei, este foarte, foarte puternic. Și vedem aici, o să vedeți niște sume și o să ziceți, bun, dar $5, $10 sunt niște sume foarte, foarte mici. Practic, strategia de pe acest site, de pe Fiverr.com, este să fie liderul în acestor low-ticket, entry-level services. Dar ce înseamnă asta este, practic, dacă vedeți, I will share a guide on how to get unlimited Facebook ad accounts. Practic, persoana asta vinde un e-book cu $5 pe Fiverr. El are un foarte mare avantaj pentru că se folosește de platforma Fiverr-ului, pentru care sute de mii, milioane de utilizatori, să cumpere acest e-book, care mai mult ca sigur îl găsim și pe internet gratuit. Al doilea, I will laser target the perfect audience with your Facebook ads, starting at $40. Deci dacă intrăm aici, o să vedem că avem principalul target audience research, deci este research-ul pentru $40. Noi dăm industria și dăm firma și așa mai departe, numele și industria și în ce fel de domenii noi acționăm, și el ne face research-ul pentru $40. Dacă dăm aici la compare packages, o să vedem că el practic, deci uite, asta costă $100, I will research 3 highly targeted audiences plus custom budget plan plus niche interest. Dacă să urmăriți lecția despre Facebook Ads, care am făcut-o într-o lecție trecută, o să puteți vedea că practic în acele 15 minute eu v-am arătat exact cum să faceți acele audiențe și cele trei budget plan. Practic e un simplu plan în care îi spui Facebook-ului cât vrei să cheltuiești. Da? Deci el încasează $100 pentru chestia asta, care durează maxim 10 minute, dar exagerez 10 minute. Dacă urmăriți simplu lecțiile care eu le ofer în cursul ăsta. Deci după cum vedeți, foarte simplu, $100 nu este deloc greu de vândut un serviciu de genul ăsta. Da, el probabil vinde cele mai multe astea cu $40, în schimb, mult mai multă lume vor intra, și asta e din partea basic, bineînțeles, dacă intrăm pe astea trei, practic, sunt cele de aici. Foarte multă lume o să-i scrie, nu poți să-mi setez ad-ul, și după cum vedeți, Valley 2785 are 862 de 5-star reviews. E foarte, foarte important să înțelegem ce înseamnă chestia asta, pentru că și după cum vedeți, băiatul este din Bulgaria. Foarte simplu, mai simplu de atât nici nu aș putea
Vedea. Deci e foarte, foarte ușor să intrăm. Nu foarte ușor, foarte simplu să intrăm, să vedem ce fel de servicii noi am putea oferi când începem aceste lucruri. Da? Ne mai putem interesa la digital marketing despre podcast. Hai să vedem ce servicii... Advertising within podcast, asta este o nișă foarte, foarte interesantă și foarte puternică. După cum vedeți, în momentul în care și băiatul ăsta e Fiverr's Choice, el e oarecum recomandat de Fiverr, ceea ce contează foarte, foarte mult. I will promote your podcast, blah, blah, blah. I will promote and advertise your podcast to my podcast. Avem $10, hai să vedem ce fel de are, peste 1000 de 5-star reviews. Deci el are ad slot, voiceover included, show page, backlink, social post, live airing and archive for payment access. Podcast advertising, bun. I will promote and advertise your business. Asta e un pic mai avansat pentru că el are practic un site. Are deja un podcast în care ne oferă are un podcast pe care ne oferă un slot unde noi putem cumpăra un loc. Deci, după cum vedeți, video marketing. La video marketing probabil intră video SEO, care e YouTube, top tips to grow your YouTube channel. I will give you top tips to grow and improve your YouTube channel. Deci, după cum vedeți, absolut orice vă puteți imagina este posibil să fie monetizat pe această platformă. Fiverr.com, Photoshop editing, presentation design și așa mai departe. O să vă las pe voi să faceți un research mult mai amănunțit, să vedeți care din lucrurile astea vi se potrivesc la nivelul de skills care l-aveți acum, bineînțeles. Da? Deci cursul ăsta o să vă învețe mai multe, o să vă învețe să dobândiți mai multe abilități de a oferi diferite servicii. În schimb, eu sunt de părere că cel mai puternic ROI este aici. Marketing strategy, social media advertising, SEM, video marketing, mobile marketing și podcast marketing. Astea, bineînțeles, știu că în grupul nostru sunteți mulți care faceți e-commerce. E foarte bine în momentul în care știți să oferiți câteva strategii despre e-commerce, puteți vinde e-commerce strategies și așa mai departe. Deci, după cum vedeți, sunt foarte, foarte multe servicii pe care le puteți oferi și puteți să începeți să faceți un profit online.